la cimitirul din Găiești, unele cavouri au fost racordate cu acte în regulă la rețeaua de electricitate, iar taxa de 16 lei se regăsește pe toate facturile aferente a acestor cavouri. Cu alte cuvinte, la acest moment, pe fiecare factură de curent se va regăsi și contravaloarea ridicării și transportului gunoiului menajer. Conform ziariștilor de la adevărul de seară, oamenii trebuie să se adreseze cu cerere către primărie pentru a fi scutiți de plata taxei pentru ridicarea și transportului resturilor menajere pentru contractele din cimitir. Se pare că la mijloc ar fi o simplă neînțelegere. Cei de la Electrica nu știu unde sunt amplasate contoarele în momentul în care emit facturile. Așa se face că taxa de habitat se recăzește inclusiv pe facturile aferente cavourilor.